brazilian al lui Dinamo, jucător bun, cel puțin pentru pretențiile lui Dinamo. O pasă pentru Ștefănescu! Este un gol foarte spectaculos, o execuție de mare finețe, dar să nu ne grăbim, să vedem dacă nu cumva e plecat din offside. Execuție splendidă a lui Ștefănescu. Acum și dacă e gol și dacă nu, și dacă se pune și dacă nu se pune, execuția e frumoasă și confirmă clasa acestui jucător, care poate că ar merita o soartă mai bună. Bine, e frumoasă viața lui și la Sfântul Gheorghe, fără îndoială. Aici cred că făceam referire mai degrabă la convocările la națională. Frumos gol, dar așteptăm reluarea. E poziție, cred, regulamentară după toate probabilitățile. Stopul este impecabil. Da, este un gol de autor, un gol care certifică valoarea deosebită a lui Marius Ștefănescu. Stop impecabil, minge vine din spate, vine peste cap, o amortizează și trimite acest lob minunat. Radu Petrescu așteaptă confirmarea din cabina VAR, confirmare care probabil va veni, acolo este Marian Barbu, spuneam. Clipe de așteptare și pentru Bernd Storck. Meciul începe bine pentru Șepși. Dar la câte episoade ciudate au avut loc în ultima vreme în arbitrajul nostru, poți să te aștepți la orice. Bine, arbitrajul nostru este, aș zice, parfum față de ce se întâmplă în Premier League. Cei care urmărim această competiție, mă refer la Premier League, cred că ne-am lămurit. Este o mare discrepanță între valoarea jocului de acolo și valoarea arbitrilor. Golul se pune, 1-0 pentru Șepși. Minunată, minunată execuție a lui Ștefănescu. Iată și o preluare bună, o preluare bună a lui Amzăr. Arbitrul intervine, întoarce.